Bună dimineața tuturor! Vă mulțumim pentru că sunteți din nou împreună cu noi. Biroul executiv al Academiei de Științe Medicale vă invită astăzi la o nouă ediție a dezbaterilor științifice, de această dată în prim plan pneumologia. Coordonatorul științific al acestei mese rotunde cu tema boli respiratorii plus minus COVID este domnul profesor dr. Florin Mihălțan. Domnia sa îi are ca invitați pe doamna conferențiar dr. Claudia Toma, doamna profesor dr. Ruxandra Ulmeanu, domnul profesor dr. Voicu Tudorache. Dezbaterile noastre de astăzi vor putea fi urmărite pe Facebook, de asemenea pe pagina Academiei de Științe Medicale, pe site-ul instituției. Așa cum v-am obișnuit, aceste dezbateri științifice durează în jur de două ore și jumătate, iar invitații noștri, reputați specialiști în domeniu, vor prezenta așa cum simt domniilor lor, așa cum trăiesc zi de zi problemele cu care se confruntă, situația reală a suferinței pe care o tratează zi de zi. Fac mențiunea că astăzi este o zi liberă, dar pentru medicină, pentru știință, nu este loc de timp liber. De aceea, iată-ne împreună la această extraordinară întâlnire științifică. Pentru început, am să dau cuvântul domnului profesor dr. Florin Mihălțan, așa cum v-am spus, coordonatorul științific al acestei conferințe, pentru a prezenta tema și, bineînțeles, primul invitat. Mulțumesc foarte mult, domnule profesor, și vă ascultăm. Bună dimineața! Mă bucur că într-o zi liberă suntem din nou împreună. Sigur, o zi liberă înseamnă de multe ori mult relaxare în prezentare și mesele rotunde tradiționale ale Academiei vin pe o imagine cu un spectru nu prea optimist al Omicronului. De aceea cred că a vorbit despre COVID și după 2 ani nu este niciodată prea târziu și nici prea devreme. Eu mă bucur că am captat atenția unor colegi distinși care sunt implicați pe anumite paliere de afecțiuni în ceea ce înseamnă COVID, când se intersectează cu aceste afecțiuni, și veți vedea că se va vorbi despre pneumopatii interstițiale, sindrom de apnee în somn, sindromul post-COVID, și pentru că acest COVID lovește mult în eșantionul din vârsta a treia, vom vedea și câteva considerații pe această temă. Și sigur că rămânem deschiși întrebărilor, puteți să le adresați atât pe Facebook cât și pe alte soluții care sunt oferite de Academie. Și ca să nu lungim vorba, am să o invit pe doamna conferențiar Claudia Toma să facă o abordare mult mai extensivă a ceea ce înseamnă COVID în contextul pneumopatiilor interstițiale. Te rog, Claudia, și mulțumesc că ești aici. Bună dimineața și mulțumesc pentru invitația de a participa la această masă rotundă organizată de Academia de Științe Medicale din România. Voi aborda problematica diagnosticului și tratamentului pneumopatiilor interstițiale difuze în contextul pandemiei COVID-19. Aș porni de la faptul că pneumopatiile interstițiale difuze reprezintă un grup heterogen de boli. În total sunt descrise circa 200 de entități care sunt grupate în această mare umbrelă a pneumopatiilor interstițiale difuze. Aceste boli heterogene sunt grupate împreună din cauza similitudinilor clinice, fiziopatologice, morfopatologice, de imagine, de aspect radiologic, de evoluție și de prognostic pe termen lung. În cadrul pneumopatiilor interstițiale difuze, un grup aparte, extrem de important, este cel al pneumopatiilor interstițiale difuze idiopatice, în rândul cărora
acelor cronice fibrozante, fibroza pulmonară idiopatică reprezintă cea mai frecventă entitate și, din păcate, cea care are prognosticul cel mai sever, cu o supraviețuire mediană care variază între 3 și 4 ani, supraviețuire care este deseori mai mică decât în foarte multe tipuri de cancer. Fiindcă am adus în prim plan fibroza pulmonară idiopatică, aceasta este o formă de pneumopatie interstițială difuză care are simptome nespecifice, constând în dispnee progresivă de efort, iar în fazele avansate dispnea este prezentă și în repaus, și tuse seacă. Aceste simptome sunt nespecifice și pot să fie întâlnite într-o multitudine de alte boli respiratorii și, de asemenea, în bolile cardiovasculare, ceea ce face ca diagnosticul fibrozei pulmonare idiopatice să fie mult timp întârziat, latența diagnostică variind între 6 luni și 2 ani. La examenul clinic al pacientului cu fibroză pulmonară idiopatică, prezența ralurilor bazale, crepitante bazale bilaterale in velcro, prezente la mai mult de 80% dintre pacienți, reprezintă un element cheie al suspiciunii diagnostice de fibroză pulmonară idiopatică. Degetele hipocratice sunt prezente în mai puțin de jumătate din cazuri și deseori acești pacienți nu au alte manifestări sistemice care să orienteze către un diagnostic de boală sistemică sau de colagenoză cu afectare interstițială pulmonară. Aspectul pe tomografia computerizată cu PFINE sau High Resolution Computer Tomography este unul destul de tipic și anume constă în leziuni de tip fagure de miere cu o dispoziție subpleurală, cu o predominanță la nivelul lobilor inferiori, care se asociază cu bronșectazii de tracțiune și care nu prezintă alte tipuri de leziuni interstițiale, cum sunt micronodulii sau leziunile de tip geam mat, care ar orienta către un diagnostic de alt tip de pneumopatie interstițială difuză. În baza aspectului tipic de pneumopatie interstițială, formă uzuală, diagnosticul de certitudine de fibroză pulmonară idiopatică este stabilit la mai mult de 50% din cazuri și aceasta este dovedită de acest studiu clinic în care au fost înrolați peste 1000 de pacienți. Aspectul tomografic de pneumopatie interstițială, formă uzuală, probabilă, constă în leziuni de tip reticular cu dispoziție de asemenea subpleurală și predominantă la nivelul lobilor inferiori, ce asociază bronșectazii de tracțiune. Imaginile de fagure de miere nu sunt prezente pentru a stabili un diagnostic tipic de pneumopatie interstițială difuză, formă uzuală, ceea ce face, la fel ca și în cazurile în care diagnosticul este improbabil de fibroză pulmonară idiopatică, să recurgem la o biopsie pulmonară, care poate să fie efectuată pe cale chirurgicală, preferabil printr-o chirurgie toracică videoasistată. Biopsiile care se recoltează de obicei sunt multiple, din 2 sau 3 lobi, pentru a putea să stabilim cu certitudine dacă este vorba de un aspect histopatologic de pneumopatie interstițială, formă uzuală, diagnostic histopatologic definit. Problema biopsiei pe cale chirurgicală o reprezintă faptul că acești pacienți deseori la momentul diagnosticului au o afectare funcțională extrem de severă sau au comorbidități severe, fiind vorba de pacienți care sunt adulți sau vârstnici. De aceea trebuie evaluat raportul între beneficiul și riscul acestor pacienți de fiecare dată când luăm în considerare efectuarea biopsiei pulmonare. O metodă alternativă care este din ce în ce mai prezentă în diagnosticul pozitiv de tip de pneumopatie interstițială difuză îl reprezintă criobiopsia transbronșică, care într-o echipă antrenată în efectuarea acestui tip de biopsie asigură o acuratețe diagnostică similară biopsiei chirurgicale.
Ca atare, diagnosticul pozitiv de fibroză pulmonară idiopatică se stabilește în primul rând pe excluderea altor cauze cunoscute de pneumopatii interstițiale difuze și fie prezența unui pattern, unui aspect de pneumopatie interstițială formă uzuală pe tomografia computerizată cu rezoluție înaltă, fie o combinație specifică de pattern la tomografia computerizată și respectiv la biopsia pulmonară. Planul terapeutic al pacientului cu fibroză pulmonară idiopatică trebuie să cuprindă mai multe elemente. În primul rând, o educație în ceea ce privește viața pacientului. În al doilea rând, reabilitarea pulmonară, care are ca scop scăderea intensității dispneei și o creștere a toleranței la efort, care poate să fie obiectivată prin creșterea distanței parcurse la testul de mers 6 minute. Oxigenoterapia cronică la domiciliu cu concentratoare de oxigen în situația în care pacientul asociază insuficiență respiratorie cronică manifestă și vaccinarea, care trebuie în momentul de față să cuprindă pe lângă vaccinarea antigripală, vaccinările antipneumococică și anti-SARS-CoV-2. Din fericire, în ultimii 4 ani, la pacientul cu fibroză pulmonară idiopatică avem disponibil și tratamentul medicamentos antifibrotic, care constă în administrarea fie a pirfenidonei, fie a nintedanibului, existând din 2017 Programul Național de Sănătate destinat fibrozei pulmonare idiopatice, prin care sunt rambursate 100% aceste două tipuri de medicații antifibrotice. Dar fibroza pulmonară idiopatică nu reprezintă singura entitate care ridică mari probleme în rândul pacienților care au pneumopatii interstițiale difuze. Există și alte forme, cum este forma nespecifică de pneumopatie interstițială difuză sau pneumopatiile interstițiale difuze de cauză cunoscută, cum ar fi colagenozele sau expunerea la diverse medicamente sau formele cronice de pneumonită de hipersensibilitate sau sarcoidoza, care poate într-o proporție mică de cazuri să evolueze către o formă progresivă, fibrozantă, cronică. Aceste toate entități pot să evolueze, e adevărat, într-un timp mai îndelungat comparativ cu evoluția fibrozei pulmonare idiopatice, spre leziuni progresive, fibrozante la nivel pulmonar, care pot ajunge la insuficiența respiratorie cronică. Aceste forme de pneumopatie interstițiale difuze care au un risc fibrozant crescut se caracterizează printr-o agravare a simptomelor, printr-un declin al funcției pulmonare și prin leziuni fibrotice progresive pe tomografia computerizată. Nu avem foarte multe date despre evoluția cronică progresivă fibrozantă a acestor pneumopatii interstițiale difuze. Studiile care au evaluat această progresivitate sunt extrem de recente, cum este acest studiu publicat în 2019, în care se observă că între 13 și 40% dintre pacienții cu pneumopatii interstițiale difuze, altele decât fibroza pulmonară idiopatică, pot să dezvolte acest fenotip de tip progresiv fibrozant. Un alt studiu publicat anul trecut este acest studiu în care s-a evaluat, pe de o parte, proporția fiecarei entități în rândul totalității pacienților cu pneumopatii interstițiale difuze și riscul fibrozant progresiv al fiecarei dintre aceste entități. Și observăm că sarcoidoza reprezintă cea mai mare parte dintre pacienții cu pneumopatii interstițiale difuze, circa 45% dintre aceștia, și doar 13% dintre acești pacienți au o evoluție progresivă fibrozantă. Spre deosebire de sarcoidoză, observăm că la colagenozele care au afectare interstițială pulmonară și reprezintă circa 18% din totalitatea pidurilor, aproximativ un sfert, 25%, au o evoluție progresiv fibrozantă. În formele neclasificabile, care reprezintă doar 8%, evoluția este în peste 50% din cazuri spre formele acestea progresive fibrozante. De ce insistăm asupra lor? Pentru că și acești pacienți pot să aibă o evoluție severă într-un timp ceva mai îndelungat decât fibroza pulmonară idiopatică și necesită la rândul lor o abordare terapeutică complexă în care pe lângă tratamentele antiinflamatorii să aibă indicație și de tratament antifibrotic.
Pornind de la mecanismele fiziopatologice de apariție a diverselor tipuri de pneumopatii interstițiale difuze, observăm că la baza apariției acestor leziuni există o injurie la nivelul epiteliului celulelor epiteliale alveolare și respectiv la nivelul celulelor endoteliale vasculare. Aceste leziuni pot să fie produse de antigeni cunoscuți sau necunoscuți și pot să conducă, pe de o parte, la apariția unei inflamații cronice în interstițiul pulmonar. Unele dintre ele evoluează spre formarea de granuloame. În această situație, indicația este, în primul rând, de tratament cortizonic sistemic, în doze variabile, de la un tip de patologie interstițială la altul, și asocierea de tratamente imunomodulatoare. Dar există și o evoluție care se produce fie în mod direct după injuria epitelială și endotelială către activarea miofibroblastelor și depunerea de matrice de colagen extracelulară și remodelarea pulmonară ce ajunge în final la faza cea mai avansată de fagure de miere cu dispoziție subpleurală, dar și bolile care evoluează cu inflamație cronică și respectiv cu formare de granuloame pot să aibă o evoluție spre dezvoltarea defecare fibroblastice și apariția progresivității fibrozei la nivelul interstițiului pulmonar. În ambele situații, fie evoluția spre fibroză în mod direct, fie prin inflamație cronică și formare de granuloame, în aceste cazuri indicația este de tratamente de tip antifibrotic. Acestea nu sunt în momentul de față aprobate în România pentru tratamentul formelor de pneumopatie interstițială difuză cu evoluție cronică progresivă fibrozantă, altele decât fibroza pulmonară idiopatică, dar sperăm ca anul viitor să fie disponibile și pentru pacienții din România. Ce probleme a adus apariția infecției cu noul coronavirus în 2019 și apariția pandemiei declarată de OMS în martie 2020? În primul rând, factorii de risc pentru evoluție severă sunt reprezentați în primul rând de bolile cardiovasculare, de diabetul zaharat și de hipertensiunea arterială sistemică. Dar observăm că în cadrul factorilor de risc pentru evoluție severă, vârsta peste 65 de ani, bolile pulmonare cronice și imunosupresiile reprezintă factori de risc la fel de importanți precum bolile cardiovasculare și diabetul zaharat. Și acești trei factori sunt prezenți la pacienții cu fibroză pulmonară idiopatică și de asemenea la alte forme de pneumopatie interstițiale difuze tratate cu tratamente cortizonice sau cu diverse imunosupresoare. Există un risc de evoluție severă a bolii COVID-19 la pacientul cu afectare interstițială pulmonară, pentru că virusurile pot să aibă un efect trigger asupra răspunsului de tip autoimun și să evolueze spre apariția unui sindrom de detresă respiratorie acută. În al doilea rând, în pneumopatiile interstițiale difuze preexistente, este greu de diferențiat între progresia bolii și efectele pulmonare ale COVID-19. Pneumopatiile interstițiale difuze fiind boli care au prin ele însele o evoluție potențial severă, orice infecție poate să le agraveze evoluția și de asemenea tratamentele imunosupresoare indicate în diverse tipuri de pneumopatii interstițiale difuze pot să crească riscul de infecție. Nu în ultimul rând, inflamația cauzată de infecția SARS-CoV-2 poate să fie un trigger pentru exacerbarea acută a fibrozei pulmonare idiopatice sau a altor tipuri de pneumopatii interstițiale difuze. Infecțiile, în general, sunt dependente de doza de corticosteroid sistemic care este administrată pacientului, dar s-a observat din studiile efectuate cu prilejul micilor epidemii de SARS-CoV-1 din 2003 și respectiv MERS în 2012, au arătat că acești corticosteroidi sistemici nu au dat infecții mai severe la pacienții care au imunosupresie.
În schimb, în formele critice de mers, s-a observat că administrarea de corticosteroizi pe cale sistemică nu au crescut mortalitatea, dar s-au asociat cu un clearance scăzut al virusului din căile respiratorii. Incidența și severitatea COVID-19 este dovedită a fi similară la pacienții cu boli autoimune în tratamente imunosupresoare cu populația generală, dar de asemenea s-a observat că un tratament precoce în prima săptămână de febră cu corticosteroizi pe cale orală, în doză echivalentă de hemisucinat de hidrocortizon de 100 de miligrame, a dus la o creștere a încărcării virale în săptămânile 2 și 3. Doza de prednison de sub 10 mg pe zi, care este indicată în foarte multe tipuri de pneumopatii interstițiale difuze, altele decât fibroza pulmonară idiopatică sau în colagenozele sistemice, pare să nu crească riscul de infecție virală. COVID-19 afectează în mod direct pacientul cu pneumopatii interstițiale difuze prin mai multe elemente. În primul rând, prin factorii de risc comun pe care i-am discutat, printr-un acces restrâns la investigațiile necesare unui diagnostic pozitiv, cum ar fi tomografia computerizată cu rezoluție înaltă, probele funcționale respiratorii complexe, eventual bronhoscopie cu lavaj bronșiolo-alveolar sau biopsiile transbronșice sau cele efectuate pe cale chirurgicală. Incertitudinea legată de tratamentul recomandat reprezintă o altă problemă la pacientul cu pneumopatie interstițială difuză. De asemenea, o limitare a monitorizării severității bolii sau a reacțiilor adverse la medicamente din cauza restricțiilor de acces ale acestor pacienți în spitalele care au fost considerate COVID în întregime. Un alt element important este acela al limitării studiilor clinice de când a început pandemia COVID-19 și un element care a fost surprinzător pentru noi pneumologii a fost acela că tomografia computerizată toracică în contextul COVID-19 nu mai este atât de fiabilă pentru susținerea unui diagnostic. De ce lucrul acesta? Pentru că leziunile pe tomografia computerizată constau în zone multiple de geam mat. Dacă în acest caz leziunile sunt de mică amploare, observați că în formele moderate aspectul acesta de geam mat ocupă o mare parte a parenchimului pulmonar, ajungând în formele foarte severe în care tot parenchimul pulmonar este plin de leziuni de tip geam mat. Aceste leziuni de geam mat nu sunt specifice COVID-19, ci pot să fie prezente și într-o multitudine de alte pneumopatii interstițiale difuze sau alte tipuri de boli. De exemplu, acesta este aspectul întâlnit în gripă și se observă leziunile de tip geam mat sunt absolut similare infecției cu noul coronavirus. În tuberculoza infiltrativă, leziunile pot să fie de același tip de gen geam mat sau condensări nesistematizate cu bronhogramă aerică. De asemenea, în hemoptizii, leziunile sunt similare. În insuficiența cardiacă, leziunile sunt tot de tip geam mat și sunt datorate stazei pulmonare din insuficiența cardiacă necontrolată terapeutic. În pneumopatia în organizare criptogenică, leziunile sunt absolut similare celor întâlnite în COVID-19, de tipul geamului mat sau a condensărilor alveolare nesistematizate cu dispunere supleurală și cu prezență de bronhogramă aerică. Pneumonia de hipersensibilitate, în special în formele subacute și cronice, pot să aibă aspectul acesta de geam mat, uneori asociind imagini de tip reticulat și cu prezență de bronhogramă aerică. Proteinoza alveolară ia aspectul deseori de tip geam mat, dar asociază o îngroșare a structurilor interlobulare, ceea ce poate să orienteze mai repede către un diagnostic pozitiv. Un ultim aspect este acela al limfomului pulmonar de tip MALT, de tip limfom asociat țesutului limfoid al mucoasei bronșice și care poate să dea un aspect de tip geam mat organizat sub formă nodulară sau infiltrativă.
Care ar fi recomandările pentru pacienții cu pneumopatie interstițială difuză în contextul pandemiei COVID-19? În primul și în primul rând, continuarea distanțării sociale, utilizarea suportului video în mediul virtual, utilizarea echipamentului de protecție sub forma măștilor faciale, vizite medicale online, recoltarea de sânge prin asistente medicale care se deplasează la domiciliu, spirometrii efectuate la domiciliu, o limitare la maxim a vizitelor în spital, acestea fiind recomandate a fi efectuate la intervale de 6 luni în loc de 3, cum se recomandă în mod obișnuit. Și pe primul loc, de fapt, recomandarea este aceea de vaccinare anti-SARS-CoV-2, pentru că vaccinarea este singura metodă care conferă protecție de infecție și respectiv de apariția a unei forme severe de boală COVID-19. Vaccinarea pacienților care au pneumopatii interstițiale difuze nu este contraindicată, ci este ferm indicată. Aceasta se poate face atât la pacienții care au în tratamente molecule antifibrotice, cât și la cei care au tratamente cortizonice sau imunosupresoare. Care este riscul la acești pacienți? Să nu aibă un răspuns imun care să fie suficient de puternic, dar nu că există un risc al administrării vaccinului la acești pacienți. Un alt element important este acela de recomandare a continuării tratamentelor antifibrotice în fibroza pulmonară idiopatică, pentru că ele sunt aparent sigure. În colagenoze sau în vasculitele cu afectare pulmonară interstițială cu indicație de tratament imunosupresor, scăderea tratamentului imunosupresor ar putea să ducă la o creștere a inflamației cronice și o creștere a susceptibilității la infecția virală. În cazul în care acești pacienți primesc un tratament combinat de corticosteroid pe cale orală în asociere cu un alt imunosupresor, întâi și întâi trebuie scăzută doza de corticosteroid pe cale orală până la o doză de prednison de mai puțin de 10 mg pe zi. Imunomodulatoarele de tipul azatioprinei, micofenolatului mofetil și metotrexatul sunt sigure. Ciclofosfamida ar trebui să fie înlocuită cu micofenolatul mofetil sau cu rituximab. O altă recomandare pentru acești pacienți este aceea de a avea o rezervă de tratament antifibrotic sau antiinflamator acasă. Pacienții nou diagnosticați cu pneumopatie interstițială difuză, dacă este vorba de fibroză pulmonară idiopatică, recomandarea este de inițiere cât mai rapidă a tratamentului antifibrotic, iar la pacienții cu colagenoze sau vasculite cu afectare interstițială pulmonară sau în alte tipuri de pneumopatie interstițială difuză cu indicație de tratament imunosupresor, trebuie evaluat raportul beneficiu versus risc. Trebuie limitată doza de corticosteroid pe cale sistemică. La cei care au indicație de puls terapie, ar fi bine ca doza maximă să fie de 250 de mg de metilprednisolon pe zi, timp de 3 zile, și ar trebui înlocuită ciclofosfamida cu micofenolatul mofetil sau cu rituximab. Recomandările pentru personalul medical în contextul pandemiei COVID-19 constă, pe lângă vaccinarea anti-SARS-CoV-2, în utilizarea echipamentului de protecție, în vizite medicale online, videoconsultații, dacă se poate realiza acest lucru la pacienții cu pneumopatii interstițiale difuze, efectuarea discuțiilor multidisciplinare în mediul online și o limitare a efectuării probelor funcționale respiratorii. Se poate utiliza testul de mers 6 minute ca un surogat de determinare de factor de transfer al monoxidului de carbon prin membrana alveolo-capilară. Nu trebuie să uităm că pacienții ar trebui să fie triați înainte de a efectua probe funcționale respiratorii pentru a scădea riscul de infectare la personalul medical și, de asemenea, selectarea cazurilor care necesită efectuarea factorului de transfer. În concluzie, în contextul pandemiei COVID-19, pneumopatiile interstițiale difuze sunt mai greu de diagnosticat, de tratat și de monitorizat. Diagnosticul diferențial este îngreunat de aspectul similar pe tomografia computerizată cu determinările pulmonare din COVID-19 și trebuie să depunem eforturi ample pentru diagnosticarea cât mai rapidă a acestor pacienți care pot să aibă o evoluție extrem de severă în absența unui tratament eficace. Vă mulțumesc pentru atenție!
Mulțumesc, Claudia. E interesant de văzut cum se intersectează acest grup de afecțiuni care au și ele cronicitatea lor cu COVID-ul și ce indicații din punct de vedere diagnostic și terapeutic ar trebui să respectăm noi și pacienții noștri. Vom lăsa întrebările la sfârșit și cred că acum e timpul să trecem la următoarea prezentare. Știm că bronhoscopia este un element de bază în diagnostic. Știm că și bronhoscopia are zile grele în perioada COVID datorită multiplelor restricții. Și din acest punct de vedere, doamna profesor Ruxandra Olmeanu ne propune și o abordare interesantă privind și vârstnicul, pentru că vârstnicul știm că este candidat la multe din afecțiunile severe ale COVID-ului. Îmbinarea aceasta, indicație bronhoscopie la vârstnici, este de actualitate pentru această perioadă. Așa că o vom trece la această prezentare legată de ceea ce poate și ar trebui să fie o indicație de bronhoscopie pentru o grupă de vârstă care știm bine că este asediată de COVID. Vă rog. Aș vrea să vorbim în cele ce urmează de un subiect tabu, respectiv cum și dacă efectuăm bronhoscopie la persoanele în vârstă. La persoanele, haideți să spunem, încep să ezit să spun că persoanele în vârstă sunt peste 65 de ani, dar, într-adevăr, la vârsta a treia, respectiv, cum acceptăm a efectua bronhoscopia la pacienții peste 65 de ani? Nu am niciun conflict de interese referitor la această prezentare. Și dacă este să vorbim de aceste subiecte tabu, evident, unul dintre ele, spuneam că este și vârsta. Dar bronhoscopia la vârsta a treia se află clar între beneficii și riscuri. Și aș dori să discutăm împreună aceste beneficii și riscuri. Este foarte clar că există o prevalență ridicată a bolilor respiratorii la vârsta a treia. Dar, pe de altă parte, este iarăși foarte clar faptul că această populație cu vârste mai mari de 65 de ani crește. Crește peste tot. Iată un bilanț din Statele Unite ale Americii, în care în momentul actual sunt în jur de 4 milioane de adulți cu vârste, atenție, peste 85 de ani și peste, iar se estimează că în anul 2030 acestea practic se vor dubla, vor fi 8 milioane de persoane în Statele Unite cu vârste peste 85 de ani. Pe de altă parte, iarăși este foarte greu că nu sunt foarte multe studii în acest moment care să evalueze această eficacitate și siguranța bronhoscopiei la persoanele în vârstă. Și evident acest lucru poate, deci această sărăcie, dacă vreți, a datelor bronhoscopiei la vârsta a treia, poate să creeze la un moment dat din partea practicienilor un oarecare grad de rejet. E, acum spuneam că ezit un pic să zic de 65 de ani, că înseamnă vârsta a treia. Ce definește în acest moment, stimați colegi, vârsta a treia? Sunt cei peste 65 de ani sau sunt cei peste 85 de ani? Spuneam că populația peste 85 de ani este estimată că se va dubla în anul 2030, nu numai în Statele Unite, dar și peste tot. Dacă stăm să ne gândim la maniera în care inclusiv ideea de pensionare a oamenilor care muncesc, chiar dacă eu știu să pensionează, automat vor munci în continuare, s-ar putea să îndrăznim în viitorul apropiat să spunem că vârsta a treia începe oricum peste 80 de ani. Mai ales tot în această categorie a argumentării că vârsta a treia începe mult peste 65 de ani, sunt acei supraviețuitori grei
care nu au comorbidități severe, care sunt foarte activi, care sunt plini de viață, ca să le spun așa. Așadar, probabil vârsta a treia trebuie să înceapă la 85 de ani. Este clar că locul bronhoscopiei în rândul seniorilor trebuie reevaluat atât de noi cadrele medicale, dar și în general ca impact în populație. Care ar fi indicațiile bronhoscopiei la seniori? Din studiile de care dispunem puține la număr, spuneam în acest moment, criteriile de selecție ale indicațiilor pentru bronhoscopie nu au alte indicații pentru vârsta a treia, sunt similare, în fapt, pentru toate categoriile de vârstă. Un loc aparte îl au cei cu cancer pulmonar și tuberculoză, alături de infecții, tumori, corp străin, procese granulomatoase, etc. S-a constatat totuși o preponderență în unele situații, mai ales în această patologie respiratorie mai vocală, mai pregnantă, hemoptiziile și leziunile cavitare. Cert este că o preconcluzie generală, faptul că vârsta nu este în sine un factor de risc pentru bronhoscopie, dar trebuie avut în vedere și vom discuta și în continuare o selecție individuală de la caz la caz a indicației pentru bronhoscopie. Trebuie să punem un pic în balanță, spuneam că sunt seniorii oameni cu comorbidități, insuficiența cardiacă, insuficiența renală severă, atenție inclusiv la utilizarea anestezicilor locale, un VEMS prăbrușit și evident asocierea insuficienței respiratorii, boala Alzheimer, demența, pentru că există riscuri potențiale inclusiv de amnezie dacă există hipoxemii tranzitorii. Cert este că, de exemplu, British Thoracic Society afirmă foarte clar că bronhoscopia diagnostică flexibilă trebuie efectuată când este necesar, independent de vârsta pacientului. Această balanță între risc și beneficii trebuie foarte atent avută în vedere, pe de o parte datorită faptului că dacă se pune prin bronhoscopie un astfel de diagnostic care va ajuta ulterior la un tratament adecvat și la prelungirea supraviețuirii și a calității vieții acestor pacienți, este clar că bronhoscopia are indicații. Dacă este să vorbim de pacienții, spuneam, peste 80 de ani, iată că inclusiv rata lor de supraviețuire și de ce nu confortul vieții este strâns legat de bronhoscopie, pentru că în cazul cancerilor pulmonare, în care tumora este vizibilă endoscopic, rata de diagnostic este enormă, în jur de 90%, dar și în modificările bronhoscopice indirecte din neoplazii există o rată de confirmare considerabilă. Toleranța. Pentru seniori am găsit câteva analize pe bază de chestionare. Pot să vă spun că marea majoritate, în jur de 85%, spun că bronhoscopia este ok, se tolerează cu ușurință. E adevărat că 15% spun și că este extrem de neplăcută, dar iată, două treimi din ei afirmă faptul că ar fi de acord să repete această procedură dacă este necesar și majoritatea lor, trei pătrimi, afirmă după ce au repetat bronhoscopia, afirmă faptul că, deci, practic 75%, că în aceea zi s-au simțit la fel ca normal, ca și când ar fi efectuat bronhoscopie. Dacă vă spuneam, este nevoie de aceste repetări ale bronhoscopiei versus proceduri chirurgicale, bineînțeles că bronhoscopia este foarte bine tolerată,
chiar dacă se repete, deci după prima procedură endoscopică pentru diagnostic. Care ar fi complicațiile? Evident, hipoxemii, aritmii, broncospasm, dar o mortalitate scăzută, aș putea spune, evident, dacă ne uităm de 1,2% față de 0,03%, este clar că e pus, să spuneam și mai argumentăm, și în legătură cu comorbiditățile care trebuie evaluate și foarte bine echilibrate înainte de broncoscopie. Complicațiile anesteziei locale sunt similare, nu țin cont de vârstă. Foarte izolat cazuri de tahiaritmii, tot așa în creșteri tranzitorii ale tensiunii arteriale sau ale alurii ventriculare, aritmiile majore fiind extrem de rare, dar putând apărea. Ceea ce este foarte interesant și trebuie avut în vedere și apropo de toleranța broncoscopiei la seniori, este faptul că tusea este semnificativ mai redusă la persoanele în vârstă și sunt în general mai puțin reactive. Ați observat de foarte multe ori că în cazul în care nu există alte comorbidități și în cazul în care există o bună înțelegere între empatie, dacă vreți, între personalul medical și pacient, pacienții seniori suportă, tolerează mult mai ușor broncoscopia. Chiar dozele de anestezic local sunt mai reduse. Atenție la hemoptizii. Sunt descrise, fără să fie foarte severe, la pacienții peste 65 de ani, hemoptizii post-broncoscopie, în general minore, între 20 și 50 de mililitri, minore spre medii, la pacienții care au afecțiuni mai severe și, în general, la pacienții spitalizați, ceea ce cumva, pe de o parte, fiind spitalizați, este bine pentru că pot fi supravegheați. Dacă e să vorbim de hemoptiziile majore, peste 50 de mililitri, practic riscul se pare că este acela în jur de 2-2,5% ca și pentru populația mai tânără. Există posibilitatea apariției febrei sau a infiltratelor pulmonare puțin mai sus, deci 1,7-24% peste 60 de ani, febra și infiltratele pulmonare tranzitorii și ușoare versus persoanele peste 60 de ani. Care ar fi siguranța? Este clar că broncoscopia este sigură și bine tolerată la pacienții seniori și nu cere niște lucruri extrem de majore ca schimbări procedurale pentru a fi efectuată broncoscopia la această categorie de vârstă. Selecția pacienților este extrem de importantă. Vedeți? Nu există posibilitatea să identifici singură vârsta ca un factor independent de risc, pentru că, în general, această vârstă a treia vine la pachet cu o serie întreagă de comorbidități și atunci, când este să vorbim de riscul broncoscopiei, trebuie să luăm în considerare toate aceste aspecte. Dacă e să vorbim de cum pregătim pacientul pentru broncoscopie, deci ce trebuie să facă înainte de această procedură, precum vedeți, sunt în esență toate procedurile care se efectuează pentru orice pacient ce urmează să efectueze broncoscopia. Spuneam atenție în sens pozitiv la anestezia locală, pentru că de cele mai multe ori seniorii necesită doze mai reduse de anestezic și, din nou, atenție, pentru că această absorție a anestezicului are un pic plasmatic în jur de 30 de minute, de aceea întotdeauna recomandăm și este bine să urmăriți acești pacienți cel puțin o oră după, cu mare atenție, cel puțin o oră după efectuarea broncoscopiei. E clar că
cum îmbătrânim, în afară îmbătrânim și înăuntru. Deci sunt anumite modificări structurale inerente vârstei prezente la senior, în general acele tracțiuni cu dur, deformări de statică bronșică, dar care nu le recunoaștem cu toții cei care efectuăm broncoscopii, care nu împietează asupra unei desfășurări normale a examenului endoscopic. Dacă este să vorbim de această implicare a căilor aeriene la seniori, atenție la tot ce înseamnă disfuncții ventilatorii, obstructive, mixe, care necesită premedicație broncodilatatoare. Absolut necesar să urmeze această această terapie cel puțin cu o săptămână înainte, în mod normal și firesc, cu o săptămână înainte de efectuarea broncoscopiei. Evident că cei care au funcții pulmonare foarte scăzute sau în sine vârsta peste 80 de ani necesită supraveghere din partea colegilor ATI sau colegilor urgentiști. Extracția de corp străin este mult mai frecventă la persoanele în vârstă. Nu e nevoie să, cum să zic, să argumentez de ce, dar broncoscopia este și sigură și eficientă în extracția acestor corp străini. Vorbeam de balanța aceasta între risc și beneficiu. Este clar că beneficiul în momentul în care diagnosticul prin broncoscopie are un impact uriaș pe managementul bolii respective, înseamnă creșterea supraviețuirii și automat a calității vieții acestor pacienți. Da, în favoarea broncoscopiei flexibile, pentru că raportul între beneficiu și risc este clar în favoarea beneficiului, dar atenție vis-a-vis de indicația pentru broncoscopiile, pentru manevrele de broncoscopie intervențional. Poate cel mai important lucru ar fi acesta. În momentul în care avem de-a face cu pacienți care au o supraviețuire așteptată destul de redusă, trebuie să avem în vedere următoarele lucruri. Criteriul de calitate a vieții, dacă ajută sau dimpotrivă această broncoscopie ar diminua calitatea vieții, opțiunea pacientului care trebuie luată în considerare, atenție, de foarte multe ori opțiunea familiei este diferită de opțiunea pacientului. Și aici, iarăși, cu tact și cu abilitate și cu empatie, trebuie să cântărim și să îi lămurim pe toți cei implicați cum credem că ar fi mai bine, dar, repet, pacientul este cel care va hotărî în cele din urmă. Dacă este să vorbim de cancerul pulmonar, este clar că în momentul în care există o suspiciune înaltă, broncoscopia își are un beneficiu cert. Atenție la procesele pneumonice, pentru că remisiunea acestor procese pneumonice la vârsta a treia se face mai greu decât la populația mai tânără. Iar beneficiul între broncoscopie și risc este discutabil. Repet, din nou, de la caz la caz, trebuie discutat dacă aduce confort pacientului, dacă într-adevăr există un beneficiu evident pentru supraviețuirea imediată și pentru calitatea vieții acestora. Evident, la cei care asociază au pneumonie de ventilator, da, pentru broncoscopie în momentul în care aduce, repet, acest aport diagnostic în vederea unui aport adecvat pentru conturarea terapiei adecvate. În tuberculoză, atenție, de cel mai multe ori, întotdeauna spunem asta, cel mai bine este colectarea sputei patente, numai că, din păcate, așa cum iarăși știu, de foarte multe ori la acești pacienți este greu la un moment dat să obții această spută și atunci broncoscopia este necesară.
Dacă e să vorbim de tot ce înseamnă broncoscopie avansată, broncoscoapele flexibile, broncoscoapele mai subțiri, instrumentul acesta ușor de manevrat înseamnă o creștere a tolerabilității și în același timp a siguranței broncoscopiei pentru seniori. Inclusiv, spuneam, pentru cei care au probleme extrem de importante, chiar de poziționare, de exemplu, aceste artrite, artroze cervicale, în care broncoscopia poate fi efectuată ca și confort. Da, broncoscopia intervențională este ca manevrele pe care le implică, sunt în special cele terapeutice în sfera beneficiului, dar ceea ce se recomandă în acest moment este același lucru, sunt necesare studii ulterioare pentru a vedea exact sau mai exact dacă broncoscopia când și cum intervențională este utilizată și este recomandată la acești pacienți. Atenție la comorbidități, ajută evident autofluorescența, de exemplu, pentru că scade, dacă doriți, procedurile invazive pentru diagnostic. Este bine tolerată broncoscopia, este repetabilă și pacienții acceptă acest lucru cu certitudine. Atenție la comorbidități. Nu trebuie să ne grăbim. Dacă vreți, nu trebuie să presăm medicul examinator broncolog de a accepta efectuarea la peste 70-80 de ani broncoscopie decât în momentul în care se cunosc clar comorbiditățile și pacientul este tratat pentru ele. Atenție la riscul pentru hemoptizie post-broncoscopie. Urmăriți pacientul, vă spuneam, lângă dumneavoastră măcar o oră, iar el trebuie urmărit atent 24-48 de ore după procedură, în special la pacienții peste 65 de ani. Vârsta cronologică nu înseamnă nimic. Nu este o contraindicație în sine. Da, broncoscopia flexibilă este indicată seniorilor, importantă fiind, repet, această selecție, respectiv pacienți cu comorbidități cunoscute și tratate, mult mai mult decât vârsta cronologică. Este un subiect tabu, sper că va fi mai puțin tabu în acest moment. E important când recomandați și efectuați o broncoscopie, este să vă gândiți pentru pacientul senior dacă informația obținută este utilă și îi va îmbunătăți calitatea vieții și supraviețuirea. Vă mulțumesc! Da, mulțumesc, doamnei profesor. A poziționat broncoscopia la grupa aceasta de vârstă. Sigur că sunt două lucruri importante care se degajă din prezentare. Statul are grijă de noi și ne pensionează târziu, ceea ce înseamnă că rămânem activi și activitatea poate să fie benefică, dar pe de altă parte, din nefericire, sunt foarte puțini, cum menționa doamna profesor, fără comorbidități. Și comorbiditățile sumate uneori împietează asupra indicațiilor de diagnostic, unde sigur se integrează și broncoscopia. Mergem un pas mai departe. Dacă până acum am vorbit de fibroza idiopatică și de, în general, de fibroze, acum o altă grupă aflată în suferință în perioada aceasta COVID și post-COVID este sindromul de apnee în somn, pe care am să încerc să-l abordez în această prezentare. Sigur că a vorbit despre acest sindrom e o provocare. Și când spun asta, mă gândesc că sunt foarte multe lucruri care se intersectează în sens negativ. Nu am conflict de interese legat de această expunere. Și aici observați că voi privi din biunivocă această intersectare, fie sindromul de apnee în somn obstructiv, factor de risc pentru infecția COVID sau infecția COVID cu link-urile sale pe zona de diagnostic, terapie și modul în care se poate privi și se poate face screening în laboratoarele de somn.
La aspecte generale, e surprinzător ce se întâmplă. Scuzați întrerupere, trebuie un slideshow că nu se văd derulându-se slide-urile. Slideshow, stai să vedem, mă mai dreapta încarc. Jos. Mai încarc o dată prezentarea. Nu, nu. Stai să mai încarc o dată. Mai puțin. Acum e funcțional? Încă nu, dar probabil cred că trebuie încă o dată pe același buton. Nu se mișcă? Nu, nu. Noi vedem ceva, nu știu dacă toată lumea vede, este un slide mare, poate să vedem în momentul în care vorbiți dacă putem trece mai departe, adică nu știu ce anume se vedea dumneavoastră, e una... Trebuie slideshow din dreapta jos, încă o dată pe același buton. Ia să vedem. Dreapta jos. Înainte de cel cu cursor minus, acolo, expunere diapozitive. Da, mai dat o dată. E mai bine acum? Încă nu. Și încă o dată. Exact, încă o dată ca să intre full screen. Primul slide. Da, am dat. E dat acum. Nu se mișcă slide-urile? Nu, trebuie dat full screen întâi. Full screen, vă rog. Da. Și apoi, acum? Tot nu e, tot încă o dată pe full screen. Trebuie dat de două ori acolo, pentru că nu merge la o dată. Acum? Încă nu. Da, cred că va trebui să facem altceva atunci, pentru că este pe stick și când este pe stick, probabil că lucrurile se mișcă altfel. O să-i dau cuvântul domnului profesor Voicu Tudorache pentru a ne introduce într-o temă la fel de interesantă și amenințătoare, spectrul acesta post-COVID, și între timp eu îmi pregătesc partea mea de prezentare de pe desktop. Da? Sigur, domnul profesor Voicu ne aude? Tudorache, pardon, ne aude domnul profesor Voicu? Eu am dat stop share ca să poată să... Da, acum să încarc și eu. Dar nu... Un moment. Deci în momentul când dau share screen, nu mă apare... Nu mă apare prezentarea mea. Florin, poți să închizi tu tot, că poate de aia nu pot să intru. Eu am închis. Închis. La mine închis. Da. Domnule profesor Tudorache, aveți deschisă lucrarea pe desktop? În momentul în care dați share screen, ar trebui să aveți opțiunea de redare a lucrării. Un moment. Sigur. Să mai încerc încă o dată, un moment. Mai că dacă nu, o să încerc eu să repun prezentarea pe nou în alta. Da? Hai să văd dacă... Da. De pe share screen să deschid niște ecrane și pe aia este și prezentarea. Știu, dar acum nu mai pot eu să intru pe...
Bine, poți dacă... Da, o să încerc eu atunci, bine? Da, da. Acum, nu știu dacă se mișcă. Se mișcă mai bine? Nu e full screen încă. Eu o pun pe full screen, dar se pare că... Mai poate fi accesat butonul de sus, expunere diapozitive. Cred că o să las în zona așa și așa o să fac prezentarea, pentru că așa se vede și se și mișcă, da? Ok. O să diminui puțin imaginea ca să ne încadrăm. Deci voi aborda pe rând câteva aspecte generale și intersectările privind fie din prisma tulburărilor respiratorii din timpul somnului, fie prin prisma aceste infecții cu toate linkurile care sunt asociate. Sigur că prima surpriză este în acești 2 ani de COVID cu toate fluctuațiile sale și nu în ultimul rând în această prezență întotdeauna a unei tulburări de somn care veți observa că este subdiagnosticată și cu multe pățișuri diagnostice pe care nu le împlinim și nu le putem traversa. Din punct de vedere epidemiologic, sindromul de apnee în somn are câteva probleme de fond. Este o afecțiune subdiagnosticată, foarte costisitoare atunci când nu este diagnosticată și cu impact pe calitatea vieții. Aici vedeți cum se modifică somnul și câte probleme sunt legate de orele de somn la respondenți, mai ales la cei nediagnosticați, unde lucrurile se modifică uneori dramatic. Epidemia de COVID, pe de altă parte, tulbură somnul având multe elemente care dau în special modificări în sens negativ ale somnului. Sigur că dacă privim partea de a lucra la domiciliu, și aici există un beneficiu cu ore de somn care pot fi altfel structurate, dar în final este singurul beneficiu al COVID-ului. Un lucru este cert pe populație, indiferent din ce parte a globului, 70% din aceștia își schimbă obiceiurile de somn și sunt foarte multe elemente care sunt legate de, în special, de durata somnului, de întreruperile lui, de dificultățile de a dormi, iar serviciile medicale trebuie să contureze strategii. Ori în aceste strategii, pe de o parte sunt focusate minimalizările riscului de transmitere, pe de altă parte trebuie să se asigure totuși serviciile necesare pentru asistarea acestor categorii de pacienți. Și când vorbim de acest lucru, ne gândim că avem valuri peste valuri. Valul 5 probabil că va aduce mult mai mult în post-acut ca evidențe, dar fiecare tranziție are o traumă psihică, mentală, economică și un burnout care se răsfrânge și în categoria aceasta a tulburărilor de somn. Conexiunile dintre COVID și somn sunt multiple și depind de severitatea bolii. Aici observați că acolo unde boala este severă, saturația este scăzută, sigur că apar o serie de tulburări și disfuncții care se asociază simptomelor tradiționale din formele ușoare sau moderate. Iar condițiile medicale asociate, în special comorbiditățile, merg în două direcții, comune cu ceea ce întâlnim ca frecvență și la sindromul de apnee în somn. Pe de o parte, hipertensiune, diabet, astm, insomnie, pe de altă parte, o prevalență a obezității și un risc de teste pozitive de COVID la obezi, care este mult mai
pregnantă și să știm că noi știm că obezitatea face parte din comorbiditățile de prim rang în cadrul sindromului de apnee în somn. Din punctul de vedere al sindromului de apnee în somn ca factor de risc pentru comorbiditățile generate de COVID, se demarcă aceste boli cardiovasculare, hipertensiunea, diabetul, zaharat, vârsta și sexul masculin, care au această predispoziție. Iar la tropism, în special, prevalența sindromului de apnee în somn este influențată de severitatea acestui sindrom. Observați că ei sunt mult mai prevalenți în rândul celor cu forme moderate și severe de COVID și la supraviețuitorii cu sindrom de detresă respiratorie acută, dacă sindromul de apnee în somn al lor este moderat sau sever. Și această prevalență poate să îmbrace cifre diferite. Aici e un semnal pentru cei spitalizați pentru COVID, care poate să fie până la 20%, cu o predominanță a formelor obstructive, dar întâlnim și celelalte forme de boală. Sindromul de apnee în somn, factor de risc pentru infecția COVID, este clar că sindromul de apnee în somn crește riscul, în special pentru spitalizare de 1,4 ori, pentru licență respiratorie de 1,7 ori și de 8 ori crește riscul de infecție. Iar din punctul de vedere al modului de evoluție, dacă se filtrează prin prisma unor chestionare, și aici sunt 4 chestionare la număr, sindromul de apnee în somn poate fi considerat un factor de risc independent pentru o evoluție proastă a pacienților cu COVID, care sunt la risc mai mult de a face această infecție, în special persoanele de sex masculin, diabeticii, cei cu sindrome depresive, sunt cei care ajung la spitalizări mai frecvente sau în terapii intensive. Sindromul de apnee în somn, factor de risc pentru severitatea unei infecții virale. Aici, dacă privim meta-analizele, este clar, este un factor de risc atât pentru o formă severă de COVID, pentru o admitere și internare în servicii de terapie intensivă, pentru un necesar de ventilație mecanică important și pentru o mortalitate mai mare. La cei care aveau un sindrom de apnee în somn anterior, în condițiile în care fac o formă de boală COVID severă, observați că fluctuațiile ale asocierii sunt foarte diferite, pot să ajungă până la 28%. Sunt oameni care au identificat și 34% din sindromul de apnee în somn și 41% chiar cu sindromul de apnee în somn de tip central. Este o predispoziție clară de dezvoltarea unei boli critice severe și de acest lucru, dacă ne uităm doar la un studiu Coronado pe pacienți spitalizați diabetici, riscul de deces crește de 7 ori. Aceeași imagine, dacă o privim prin prisma contractării bolii și spitalizării, pacienții cu sindrom de apnee în somn pot avea un risc, după unele studii, de 3 ori mai mare de a fi spitalizați și acest lucru face diferența față de pacienții internați cu non-COVID, cu non-sindrom de apnee în somn, iar comorbiditățile sunt cele care se grefează și dezvoltă aceste forme severe. Pentru relația cu mortalitatea în infecțiile COVID, aici există un necesar de a fi coaptați în terapiile intensive, mai ales la pacienții care au sindrom de apnee în somn cunoscut. Se remarcă că o treime din acești pacienți sunt admiși în terapiile intensive și mortalitatea este foarte mare, pentru că dacă se compară eșantioanele cu sindrom de apnee în somn sau fără, veți observa că aproape 12% din cei cu sindrome de apnee în somn au această mortalitate versus cei cu control care au doar 7%. Mortalitatea și aceste spitalizări care le vedeți sunt bine definite și ele uneori se intrică în ambele sensuri.
este un risc de mortalitate care are și niște modificări mecanistice cu disfuncții metabolice, disfuncții imunitare, inflamația întreținută de țesut adipos, în special la obezi, și, bineînțeles, cumulul de comorbidități. Linkurile patogenice sunt multiple. Aici am selectat câteva raportate care sunt legate de determinările endoteliale multisistemice care sunt incluse în modificări ale arterelor cerebrale. Și acest lucru dă și dictează severitatea infecției. Sunt cicluri patogenice care modulează sistemul imun și dau modificările endoteliale la nivel de barieră hematoencefalică și observați că dezvoltă chiar encefalopatii. Sunt și câteva puncte comune pe care le întâlnim atât la sindromul de apnee somn cât și la COVID. Ele sunt legate de receptorii de angiotensin convertază, de comorbiditățile care sunt cam aceleași și de această relație cu coagulopatia. De asemenea, expresia unor receptori la obezi în țesutul adipos și riscul de hipertensiune, aritmie, insuficiență cardiacă și fluctuațiile hipoxemice pot să explice aceste intersectări. Sunt multe cicluri patogenice descrise. Observați că, în final, se ajunge la o disfuncție imunitară și la o disfuncție endotelială. Dacă privim și alte tipuri de conexiuni, nu putem să neglijăm relația cu acest ritm circadian al sindromului de apnee somn și să nu uităm și multiplele conexiuni pe care le are COVID-ul el însuși cu obezitatea. Sunt mai multe paliere de linkuri patogenice. Unul este legat de sistemul angiotensin-renină care este disfuncțional în sindromul de apnee somn. Al doilea este legat de un rol pe care ar putea să-l joace oxidul nitric, care îl întâlnim în sindromul de apnee somn și este reversat de obicei de acțiunea CPAP. Și un lucru bine cunoscut, rezistența la leptină, care sigur că se asociază împreună cu celelalte amintite anterior, pe un ciclu hipoxemic repetitiv și cu o incidență a complicațiilor cardiovasculare, care este importantă și este dictată în special la pacienți diabetici de foarte multe sumații ale evoluțiilor patogenice. Implicațiile terapeutice sunt și ele în acest context foarte importante. În primul rând, trebuie să semnalăm că problema principală este de a ne ghida după simptome și aceasta nu putem de face de multe ori față în față. De aceea trebuie să stabilim strategii la nivel de medic de familie care ar trebui să ia în colimator aceste terapii poziționale, mai ales pentru formele ușoare, să încerce să fie familiarizat cu alte cauze de tulburare ale somnului, să facă indicații de stil de viață și să nu uite și aspectele care țin de insomnie. Și aici medicul de familie ar putea să facă un prim prescreening al pacientului cu folosirea unor capitole din acest Sleep Symptom Checklist, care observați că privesc în general toate aspectele legate de somn, dar și legate de o serie de tulburări cardiovasculare induse. Tratamentul, aici prima condiție și primul lucru despre care trebuie să vorbim este cel cu CPAP. CPAP-ul este gold standard, dar el este cel generator de aerosoli și acest lucru face ca de multe ori acești aerosoli să persiste o oră în camera respectivă. De aici începe și discuția dacă, pe care o pune pacientul frecvent, dacă poate să suspende CPAP-ul în perioada respectivă. Răspunsul este clar, trebuie să aibă o cameră separată.
și niciodată această suspendare a unei astfel de tratament nu se face fără avizul specialist. În schimb, poate să pedaleze mai mult pe dietă, pe evitarea consumului de băuturi alcoolice și să nu uităm și aceste exerciții fizice care sunt importante. În zona somnologiei, totul s-a transferat pe monitorizarea la domiciliu. Observați că s-au dezvoltat foarte mult aceste terapii miofuncționale via telemedicină. Ortodonții sunt mai puțin implicați, ei trebuie să rămână activi și trebuie să-și asume aceste terapii alternative. Iar din punct de vedere al algoritmurilor, acestea sunt adaptate la gradul de insuficiență respiratorie pe care o asociază infecția COVID. Și aici, sigur că spitalizarea pacienților aduce un alt mod de abordare și poate alte măsuri de precauție din punct de vedere al igienei. Tratamentul sindromului de apnee în somn în perioada pandemică trebuie subliniat și punctat a se menține în zona de aderență, cu respectarea însă a regulilor de siguranță. Securizarea ține pe de o parte de procesul de curățire. Observați că sunt anumite indicații care se adresează modului de a curăți, de a înlătura riscul de suprainfecție virală la capitolul aparatură, mască, tubulatură, dar de asemenea trebuie avut în vedere, în condițiile în care pacientul rămâne simptomatic, aceste precauții suplimentare în camera în care se inițiază CPAP-ul și lucrurile acestea pot fi discutate cu pacientul pe telefon sau prin e-mail. Telemedicina a bifat însă în sens pozitiv în această perioadă, atât pentru diagnostic cât și pentru tratament. Sigur că nu întotdeauna legislația a ținut pasul, la noi, din păcate, nu s-a aliniat așa repede și în același timp a impus anumite ameliorări tehnologice sau cerințe tehnologice și o anumită competență din partea pacientului și a medicului pe care acesta trebuie să o achiziționeze în timp. Sunt multiple recomandări de aparate de supraveghere, aici vedeți câteva dintre ele. La acestea s-a asociat și un tratat de telemedicină, un ghid de implementare, care permite această păstrare a distanțării față de pacient, fără a pierde din vedere însă o conexiune permanentă cu acesta. Sunt câteva decizii pe care le poți lua prin telemonitorizare. Aici observați un algoritm care poate să țină cont și de pierdere la nivel de mască și de numărul de apnei și de complianță. Și, în mod surprinzător, perioada de lockdown nu a fost întotdeauna asociată la această categorie de pacienți cu această luare în greutate. Acolo unde s-a menținut această telemedicină activă, pacienții chiar au pierdut în greutate. Dar este un numitor comun, telemedicina, indiferent că ne-am situat în 2020 sau 2021. Serviciile au rămas la dispoziție și testările somnului la domiciliu, observați că primează, cu o singură condiție, ca aceste servicii să fie rambursate și cu acoperire de la casă corespunzătoare. Sigur că s-a repetat de către doamna conferențiar Claudia Toma și repet și eu, toate măsurile de protecție post-COVID sau în timpul infecției trebuie să rămână în vigoare și ele sunt bine cunoscute. Pacientul, din punctul acesta de vedere, nu diferă cu nimic de pacientul tradițional. Laboratoarele de somn, în schimb, în această perioadă au traversat momente grele, pentru că un studiu european arată că s-a produs o diminuare evidentă a activității acestora, s-a transferat totul pe medicina la distanță și lucrul acesta a fost un punct comun și pentru laboratoarele din vest și pentru cele din zona de est. Impactul negativ pe servicii a fost de o scădere a acestora 75% și el a fost atât pe grijirea pacientului, cât și pe
partea de implicare a personalului și observați că sunt procente importante. Cum s-au comportat laboratoarele? Înainte de pandemie, observați că prima polisomnografia, urmată de poligrafie și telemedicina era o treime. În momentul în care a apărut pandemia, polisomnografia s-a diminuat la o cincime, poligrafia la o treime. În schimb, telemedicina nu a fost folosită așa cum ne-am fi dorit și mulți dintre cei care erau implicați în activități, personal special, a fost capacitat într-o altă zonă acea pandemie. Și totuși, trebuie să facem o conexiune a acestor laboratoare cu stadializarea COVID-ului. Dacă pentru stadiul 0 telemedicină și telefon sunt lucruri suficiente, ca și pentru stadiul 1, în schimb, în stadiul 2 de boală, observați că aici putem aranja întâlniri față-înfață cu anumite măsuri protective care să implice atât poligrafie la domiciliu, polisomografie sau SIPA. Și sigur că personalul trebuie extrem de bine să fie protejat pentru a nu se confrunta cu infecții supraadăugate. Sunt foarte multe ghiduri ale societăților care recomandă pentru pacient anumite stadializări ale intervenției. Observați aici cum trebuie folosită masca care să aibă un filtru de escalare, atenție la circuitele duble, izolarea în presiune negativă a camerelor, păstrarea distanței și folosirea măștii, ca și folosirea unor măsuri de protecție suplimentare. Ca puncte practice, sunt în primul rând de luat în considerare factorii de risc, comorbiditățile, mecanismele cele mai plauzibile care intervin în complicarea sindromului de apnee în somn cu COVID. De asemenea, trebuie privite efectele majore ale tratamentului și făcut managementul acesta al sindromului de apnee în somn pe o zonă la distanță și sigur că sunt foarte puține variante de depistare de cazuri noi, dar telemedicina și implicarea medicului de familie poate să fie importantă. Să nu uităm de ghiduri. Ghidurile pot evita acest contact al medicului cu pacientul și de multe ori este important să se implice laboratorul cu asistență la domiciliu, în așa fel încât să nu se piardă contactul prin protecție cu echipament corespunzător cu un pacient aflat în suferință. Dacă ne uităm la registrul suedez de apnee, observăm că lucrurile au diminuat pe toate zonele, și la capitolul testare și la capitolul începerea unei terapii noi, dar s-a menținut o conduită într-un ritm rezonabil. Sunt multe recomandări și în momente de maximă pandemie, unde remarcați că implicările și utilizările de CPAP, high flow și alte surse ventilatorii sunt fezabile doar cu condiții de protecție importante. Titrarea cu CPAP se poate face prin monitorizare la distanță, dar în același timp se poate face și în serviciile respective cu protecție corespunzătoare, iar aici ATS-ul face câteva recomandări de vizite și de monitorizare în funcție de nivelul de pandemie și de riscurile de infecție existente. Trebuie reiterată și problema educației pacientului, care trebuie să practice această distanțare socială, trebuie să facă testele de COVID, iar cei pozitivi, sigur, intră sub o altă umbrelă în condițiile în care ei au sau nu sau primează să aibă terapie CPAP. Sunt câteva particularități de asociere care sunt importante. Unele sunt legate de fatigabilitate. Fatigabilitatea prelungită post-COVID înseamnă obligatoriu o testare și pentru sindrom de apnee în somn potențial. Să nu uităm, s-au semnalat apnee centrale la adolescenți cu encefalopatie și sindromul de apnee în somn de tip central. Poate să fie combinat și el cu această imunodepresie. E o întreagă patologie despre care s-ar putea vorbi separat la vârstnic, unde
aparent această risc de spitalizare este nu mai mare, dar cu forme mai grave care pot să predispună la un risc de mortalitate mai mare și obezitatea care are din punctul acesta de vedere similarități de expresie printr-o încărcătură virală mai mare, printr-un răspuns la antivirale mai încet și o creștere în funcție de body mass index a riscului, vedeți, de la 1,33 riscul de infecție până la 4,6 în funcție de body mass index-ul pacientului respectiv. Este clar că obezitatea face diferența și din punct de vedere al terapiei intensive și al ventilației non-invazive. Și timpul de recuperare la acești pacienți este și el prelungit, legat de severitatea de expresie a COVID-ului, de elemente care țin de costuri sau de durata spitalizării, cu o fatalitate care este mare, în special la pacientul diabetic, cardiovascular sau hipertensiv. În concluzie, sindromul de apnee în somn rămâne un factor de risc important cu evoluții negative în asociere cu COVID-ul. Nu ne putem aștepta la o creștere a prevalenței datorită acestei prelungiri a pandemiei. Luarea în greutate poate să ducă la o dezvoltare a sindromului de apnee în somn. Telemedicina a devenit practică curentă și este clar că acest COVID a afectat somnologia și a impus elaborarea unor noi ghiduri. Supravegherea și monitorizarea sindromului de apnee în somn la pacienți infectați trebuie să devină o prioritate cu protocoale de securizare a continuării CPAP-ului și cu punctarea și luarea în colimator a condițiilor comorbide care pot să perturbe somnul. De fapt, s-au și conturat idei viitoare, care sunt de fapt beneficiile între ghilimele ale COVID-ului, cum este această elaborare de chestionare de screening, care pot fi aplicată la nivel de medic de familie și personalizarea, dacă vreți, a tratamentului la cei cu risc crescut de deces sau la cei care au modificări ale complianței. Rămâne somnul esențial în această perioadă. Un somn robust este un somn protectiv, iar screeningul pacienților, inclusiv cu acest chestionar Stop Bang, alături de acea idee care a fost la un moment dat spusă că melatonina poate să fie protectivă, sunt lucruri de luat în considerare. Cu cele 10 reguli pe care întotdeauna trebuie să le respectăm ale unui somn sănătos, un somn care poate să fie cel care construiește o apărare solidă împotriva acestui COVID. Vă mulțumesc pentru atenție și acum am să încerc să dau cuvântul domnului profesor Voicu Tudorache pentru acest coșmar care se cheamă spectru post-COVID. Microfonul trebuie deschis. Se aude? Da, acum se aude. Mulțumesc Academiei Române, care prin domnul academician Florin Mihălțan mi-a făcut onoarea de a fi invitat și prezentat această temă. Se referă la manifestările care pot apare în perioada așa numită post-COVID sau long-COVID sau COVID-long-haulers, și care se referă la apariția unei simptomatologii extrem de variate, care poate să se refere la orice sistem din corp și care se dezvoltă după 3 luni de zile de la faza acută. În această perioadă se pot dezvolta fenomene multivariate și impredictibile ca severitate. Iar cunoștințele pe care noi le avem și le dezvoltăm în momentul de față sunt incomplete, nesigure, neclare și înaintează cu viteza melcului față de dezvoltarea rapidă și
neprevăzută a celorlalte fenomene post-COVID. Cât de frecvente sunt acestea? Iată, într-un studiu care a inclus peste 27.000 de indivizi, proporția de apariție a simptomatologiei generale, nu numai pulmonare, este de 14%. Și ea afectează atât persoanele peste 60 de ani, cât și persoanele sub 60 de ani. Când ne referim la ce simptome se pot dezvolta, observăm că cele mai grave simptome se referă la pneumonia interstițială, urmată de encefalopatie, insuficiență respiratorie, elemente de suferință cardiovasculară. Dar suferința interstițială pulmonară, observăm că se poate dezvolta cu un risc de 7,5. Aici avem o analiză efectuată în fază post-COVID la 5, 9, 12 luni și observăm că la 12 luni 30% din pacienți acuză dispnee, fatigabilitate, reducerea capacității de efort, probleme neurologice de tip concentrație dificilă, dificultate de a-și găsi cuvintele. Încât, cum spuneam, pletora de simptome atinge mai multe sisteme respirator, neurologic, cardiovascular, cu segmentele expuse aici care sunt atât de variate. Care sunt mecanismele care asigură acest substrat patologic? Sunt mecanisme imunologice sau persistența infecției virale, o inflamație persistentă sau fenomene trombotice. Încât toate acestea sumate și combinate în proporții variabile fac ca această boală post-COVID să fie concepută ca o boală multisistemică. Ce mecanisme intervin? Aici sunt etalate în partea stângă niște mecanisme profibrotice sau atingerii directă celulară prin acest virus, declanșarea unei furtuni citochinice sau unele legate de terapie, cum sunt legate cele de ventilația mecanică referitoare la volutraumă, la barotraumă, da? Și evident o vârstă mai înaintată. Care sunt mecanismele? Voi etala doar câteva dintre ele. Aici este o comparație între leziunile induse de gripa H1N1 cu cele din COVID-19. Și observăm în cele două cercuri de sus, de la ora 11, genele care se consideră că sunt implicate și ar genera endotelită, tromboză sau angiogeneză. Iar jos, la ora 7, observăm o imagine histopatologică în care în septurile interalveolare observăm vasele dilatate și pline de microtrombi. Acești microtrombi în COVID-19 sunt de 9 ori mai des întâlniți decât în gripă. Iată un alt mecanism care se referă la capcanele extracelulare neutrofilice. Ce sunt acestea? Există un sistem de reacție a organismului mediat prin neutrofile care pur și simplu expulzează filamente de ADN acoperite cu histone și proteine granulare și în această plasă sunt prinse și anvelopate bacteriile. În situația COVID-ului, în această plasă pot fi cuprinse trombocitele, moleculele procoagulante, factorul von Willebrand, care ce va declanșa tocmai sindromul post-trombotic. Iată un alt mecanism. Când vorbim de cumularea diferitelor organisme, inflamația, tromboza, destrucția, un autor Lupu vorbește de așa numitul Cerber cu trei capete, adică inflamație, tromboză și destrucție. Și aici compară
RDS-ul cu RDS-ul din SARS-CoV-2, deci primul traumatic, celălalt din SARS-CoV-2, și observă că diferențele care există între acest RDS și care vor imprima și o gravitate mult mai mare a celor din SARS-CoV-2, în care mortalitatea în momentul când s-a declanșat acest mecanism poate atinge și 80-90% dintre bolnavi. Care sunt diferențele? În RDS-ul clasic din sepsis post-traumatic predomină calea neutrofilică. În celălalt din SARS-CoV-2, macrofagele sunt actorul principal și declanșarea furtunii citochinice. Un alt mecanism. Tot așa, bolnavii urmăriți în fază acută, la jumătate de an și la 12 luni, sunt analizați din punct de vedere a prezenței anticorpilor antinucleari. Cut-off-ul care desparte patogenul de normal este 1 pe 160. Și observăm că prezența acestor anticorpi antinucleari crește odată cu înaintarea în timp și ajunge la valori foarte mari. Dacă patologicul era deja 1 pe 160, ajunge la 1 pe 1280. Iar pe aceste coloane, toate liniile care înseamnă galben, portocaliu, roșu, grena, reprezintă prezența acestui răspuns autoimun aberant. Și observăm că odată cu trecerea timpului el se augmentează. Dar să trecem direct la ce înseamnă long COVID. Acesta se referă la tuse, prezența tusii, a bolii fibrotice pulmonare, a pneumoniei de organizare, a bronșiectaziilor, a bolii vasculare, care am mai amintit-o, și a disfuncției diafragmatice. Și să le luăm pe rând. Tusea. Tusea o întâlnim cam în faza acută, în 14 până în 18%, ca până la un an de zile ea să atingă o proporție doar de 2,5, încât această tuse post-virală vedem că nu este nici frecventă și nu este niciun fenomen, un simptom debilitant. Interesant că această tuse se asociază atunci când apare și se dezvoltă în perioada post-COVID, post-acut, cu fatigabilitate, dispnee, dureri difuze cronice și cu o alterare a cogniției. Ceea ce ne face deja să suspectăm că există un mecanism neurogen în apariția ei. Și într-adevăr, este vorba despre o neuroinflamație, da? Și o invazie prin celulele inflamatorii a porțiunii senzoriale a vagului. Așadar, nu rezultă dintr-o afectare directă a virusului, ci prin reacția declanșată de acest virus, încât gabapentinul, opioizii, au o valoare în tratamentul acestui simptom. Cum spuneam, la un an de zile, cam 2,5% dintre foștii bolnavi mai prezintă tuse, dar aceasta este asociată cu fatigabilitate și dispnei, observăm la 61% până la 23% pentru dispnei. Eficiența antitusivelor clasice este explicată prin diversele mecanisme neuroinflamatorii care sunt refractare la tratamentul clasic. Vorbeam și despre disfuncția diafragmatică. Aceasta poate să fie fie printr-o afectare a contractilității întâlnite la 76% dintre bolnavi, sau chiar o atrofie a acestui mușchi. Aceste manifestări sunt date nu atâta de implicarea directă a virusului, ci prin mecanisme
miopatice, care sunt date de o combinație a contribuției steroizilor, a unei disfuncții a membranei musculare sau a transportului transmembranar al glucozei. Ca și practician, când trebuie să te gândești la o asemenea posibilitate? Atunci când te confrunți cu o dispnee, dar imagistic pulmonar, nu observi modificări pe parenchim. Și atunci trebuie să te gândești că poate fi implicat diafragmul în situația în care alte cauze, cum ar fi insuficiența cardiacă sau alte cauze cardiovasculare, sunt absente. Cum pot să dovedesc această implicație? Trebuie să mă gândesc la o miozită sau la o afectare a diafragmului, fie prin fenomene de miozită sau neuropatie, referitor la frenic, da? Și atunci să caut creatin fosfochinaza, să efectuez un examen electromiografic de conducere nervoasă și mai ales să apelez la ultrasonografie sau rezonanță, dar în mod practic la ultrasonografie, să apelez unde se pot detecta modificări. Ce înseamnă aceste modificări? Modificări ale amplitudinii cupolei diafragmatice și a grosimii diafragmului. Întotdeauna, ca să pot să spun că este o afectare a diafragmului generată de virus, trebuie să înlătur consecințele ventilației mecanice, care se pot dezvolta la bolnavii care sunt supuși ventilației mecanice chiar din primele 48 de ore. Fibroza pulmonară, mare parte din ea, doamna conferențiar Toma a expus-o elegant și riguros, încât eu doar voi balea anumite lucruri care nu au fost cuprinse în expunerea dumneaei. Și anume, iată o analiză globală, semnată și de Richelvi, care arată că la 6 luni după faza acută, marea majoritate dintre bolnavi se îmbunătățește situația pulmonară. O parte dintre ei rămân staționari, iar alții progresează. Cine sunt cei care progresează? Păi sunt cei care dezvoltă în 15-25% din cazurile de COVID o pneumonie extinsă sau în 5 până la 15 cazuri care dezvoltă o boală critică, adică un RDS. Cine mai sunt? Cei care au leziuni extensive, bilaterale sau care au avut pasaj prin ATI, fiind supuși fie la ventilație mecanică, fie la doze înalte de oxigen și prelungite. Încât cumularea acestor factori de tip RDS, pneumonie extinsă, bilaterală, furtună citochinică, eventual fenomene de tromboembolism, hiperoxie amintită sau trauma prin ventilator, pot să ducă la apariția acestor elemente fibrogene. Există anumiți predictori care să ne anunțe că e posibil dezvoltarea unei fibroze ulterioare? Da, cum spuneam, elementele anterior menționate, vârsta, boala severă, statusul de fumător sau de impregnare alcoolică cronică, dar și elemente de laborator, în afară de profilul inflamator de inflamație cronică exprimat prin CRP, interleuchina 6 și lacticodehidrogenază, unii mai spun că ar fi vorba dacă putem detecta fibrocite în sânge sau în lavajul bronchiolo-alveolar sau factor de creștere a fibrocitelor. Evident, dacă există și modificări anormale anterioare pe plămâna, acele ILA. În faza acută, studiile histopatologice au observat că elementele fibrogene se dezvoltă în 4% chiar în prima săptămână. Pentru ca să crească substanțial la 24% în
primele 3 săptămâni sau 61% după. De aici concluzia că dacă este să intervenim cu medicație antifibrotică, ar trebui cât mai devreme să facem acest lucru. Problema este ce înseamnă aceste, manifestări fibrotice. Iată un studiu semnat de Han pe 114 pacienți care la 6 luni după evenimentul acut mai observă că 62% dintre ei prezentau modificări pe tomografia computerizată reziduale. Dintre acestea, jumătate, 31-35%, îmbrăcau un aspect fibrotic-like. Dar acest aspect fibrotic era dat de un amalgam de benzi parenchimatoase, de interfațe neregulate la nivel bronhovascular, pleural sau mediastinal, de bronșiectazii de tracțiune și chiar de aspecte de fagure de miere. Jumătate din aceștia, din partea restantă, era exprimată prin fenomene de sticlă mată. Întrebarea era observarea acestor fenomene asemănătoare fibrozii, deci fibrotic like, reprezintă într-adevăr un fenomen ireversibil, menționez, studiul era efectuat pe bolnavi la 6 luni de zile. Cel mai greu de răspuns era când se observau acele benzi reticulare, care în cea mai mare parte evoluau spre o pneumonie organizată criptogenic și care este susceptibilă și responsivă la tratamentul cu cortizon. Încât fenomenele de sticlă mată nu întotdeauna înseamnă o fibroză ireversibilă, marea majoritate dintre ele ștergându-se, reducându-se odată cu trecerea timpului. Și iată un studiu care practic a fixat concluziile, este cel de anul ăsta, publicat sub conducerea lui Linda Hariri, în care meta-analiza s-a făcut pe 54 de articole în care au fost analizate în faza acută bolnavi cu COVID, bolnavi suferind de gripă H1N1 și cei de SARS. Și ce se observă? Că în faza acută, referindu-ne la COVID-19, se întâlnesc cu preponderență leziuni alveolare difuze, acel DED, în 88% din cazuri. Fibroză de organizare, care duce la acea pneumonie organizată cronică, în 52% din cazuri. Microtrombi, în 57%. Pentru ca fibroza ca atare, bine dezvoltată, da, și definită, doar în 1% din cazuri. Și atunci s-a pus problema, această fibroză care va lua un traseu spre o fibroză idiopatică, susceptibilă de tratamentul care îl avem la ora actuală cu nintedanib, da, și pirfenidonă, este la fel ca cea care s-a dezvoltat în epidemiile cu SARS sau MERS, da? Și se arată că există puncte comune, cel puțin din punct de vedere al citochinelor, cu aceste alte epidemii, dar nu se suprapun identic. Da? Pentru că determinările alveolare și endoteliale față de celelalte epidemii mai atașează și intervenția releului fibroblastic. Iată acum câteva date care le oferă clinica din Timișoara, în care s-a utilizat pentru urmărirea acestor bolnavi, da, inteligența artificială, și observăm aici, în zonele care apar pe secțiunile axiale și coronare, zonele colorate în galben verzui exprimă localizarea și intensitatea difuziei
fibrogene, spre deosebire de zonele roșii și albastre, care este parenchimul sau vasele respective. Concret, studiul tot de la Timișoara arată pe 528 de cazuri, echilibrat bărbați-femei 276-252, urmăriți pe 5 intervale, ultimul interval, intervalul 5, urmărind linia respectivă, se referă la bolnavii care au rămas în studiu între 120-160 de zile, deci la 6 luni de zile. Și ce observăm? Că predomină 3 situații, ele sunt mult, vreo 7 situații observate, 9 situații. Predomină cam 30% din ei se vindecă la 6 luni, 40% încă mai conservă aspectul de sticlă mată și reticulații la 36% dintre ei. Vorbeam de pneumonia de organizare. Această pneumonie de organizare este important să o sesizăm și să o diagnosticăm, pentru că ea este responsivă la tratamentul cu cortizon. La cine se dezvoltă ea, în special la bărbați, la cei supraponderali sau obezitate înaltă, la cei cu comorbidități sau cu un pasaj prin ATI supuși la, pe durate mai îndelungate la oxigenoterapie în concentrații crescute sau ventilații mecanic observați 4-6%. Cei care dezvoltă o inflamație accentuată sau au condiții preexistente, în special pulmonare. Iată aspectul care pentru pneumolog este destul de sugestiv pentru o pneumonie de organizare, cu reticulații ample, cu bilaterale, cu fenomene, cu zone de condensare, da, și ceva groundless. Spuneam că steroizii reprezintă opțiunea primară. Aceștia trebuie să administreze, când am pus acest diagnostic, 4-6 săptămâni, dar se va prelungi la cei care post-acut mai conservă un aspect imagistic de sticlă mată sau care rămân hipoxici. Sub acest tratament se ameliorează factorul de transfer prin membrana alveolo-capilară a monoxidului de carbon cu 31%. La fel se ameliorează și capacitatea vitală și avem o îmbunătățire a imagisticii. Bronșiectaziile sunt bronșiectazii, cum este de dedus, varianta bronșiectazii de tracțiune, de cine? De fibroza care se instalează treptat prin îngroșarea septurilor, îngroșarea pleurală și atunci ea pur și simplu va dilata bronșiile. Că se poate asocia ulterior și fenomene infecțioase pe aceste cantonamente dilatate bronșice, asta este altceva. Spuneam că în palmares, în portofoliul long COVID-ului ocupă un procent substanțial și boala pulmonar-vasculară. Da? De cine ar putea fi dat? De cine este dată? De contribuția a 3 vectori. Pe de o parte, bolnavul este imobilizat sau aproape imobilizat, mai are alte comorbidități, observăm boli renale sau insuficiență cardiacă, este un bolnav hipoxic, și în același timp, remanența inflamatorie a COVID-ului, endotelita generalizată sau furtuna citochinică. Încât în concluzii, putem spune, la ora actuală, nu există cunoscut istoria naturală a infiltratelor inflamatorii. Și de aici nu știm utilitatea a cărui tratament la care tratament să apelăm. Un alt punct care se degajă din prezentarea asta este impredictibilitatea dezvoltării acestor sechele. Nu avem deja niște geamanduri, ca să spun, orientative în posibilitatea de
apariția acestor sechele. Asta l-a făcut pe Fauci să afirme că e posibil să treacă un an sau mai mulți până când vom putea cu o anumită certitudine să spunem că niște modificări vor deveni boli cronice. Fără niște studii prospective, ne bazăm practic pe extrapolarea unor date oferite de alte infecții virale și să speculăm pe aceste baze. Pe de altă parte, ținând cont de numărul imens de pacienți afectați, în timp, acești pacienți care vor dezvolta un sindrom post-COVID vor reprezenta o povară semnificativă pentru sistemul sanitar. Și cu drept cuvânt, Atul Wells spunea că aceste boli ale interstițiului pulmonar dezvoltate în perioada post-COVID reprezintă un catalog de incertitudini. Vă mulțumesc! Da, mulțumesc, domnule profesor. Sigur, foarte concisă și la obiect prezentarea și mi-aduce aminte că ne confruntăm cu două aspecte ale pandemiei, două viteze. În viteza întâi am fost surprinși și toate eforturile terapeutice sunt în continuare pe această zonă, în momentul acut, dar momentul cronic, dacă ne uităm la variantele terapeutice, unele în studii sau unele în discuții, constatăm că nu prea avem multe arme terapeutice. Mi-au plăcut foarte mult aceste condiții pe care le-ai reflectat în concluzii. Nu știu dacă avem întrebări pe Facebook și dacă Elvira ne poate ajuta. Da, imediat, sigur. Au fost câteva legate de aspectul CT și atunci când vorbeați despre leziunile de tip geamat, similare în gripă și în SARS-CoV-2, am să citesc însă această întrebare. După aspectul CT, după simptome, ce atitudine să luăm? Cum tratăm? Eu mi-am făcut o schemă de tratament pentru a preveni complicații, fibroză, etc. Dar aș dori aspecte clinice, conduită terapeutică. Cine răspunde? Puteți răspunde pe rând, nu niciun fel de problemă. Aș începe eu ca vorbind de la aspectul computer tomografic, care este absolut superpozabil în cele două boli, în gripă și în COVID-19. Diferența constă, de fapt, în aspectul epidemiologic. În momentul de față, practic, nu avem gripă deloc. Anul trecut nu am avut niciun caz confirmat de gripă în Institutul Marius Năsta, cel puțin să nu știu eu să fi fost. Iar infecția SARS-CoV-2 este prevalentă. Deci este evident că trebuie să ținem cont, în primul rând, de contextul epidemiologic, pentru că aspectul computer tomografic este absolut superpozabil în infecția gripală cu afectare pulmonară de tip pneumonic și în infecția SARS-CoV-2. Pentru abordul terapeutic al prevenției fibrozei pulmonare post-COVID, cred că am să-l rog pe domnul profesor Voicu Tudorache. Da, mulțumesc frumos, mulțumesc pentru întrebare. De reținut, marea majoritate a acestor fenomene, în special groundless și reticulații, se șterg cu trecerea timpului, încât ele rămân la un procent scăzut la un an de zile. Cele mai importante și provocatoare sunt elementele reticular-fibrogene, și dacă unele dintre ele pot să fie existat înainte de COVID. De aceea atitudinea nu ar trebui să fie intervențională, ținând cont că nu știm ce a fost înainte de COVID, al doilea lucru, ele se șterg în timp și al treilea lucru, dacă nu dau un răspuns pe funcționalitate, adică nu se modifică spirometria și mai ales factorul de transfer, nu trebuie o intervenție promptă, ci pur și simplu urmărirea lor. Mai ales când ne confruntăm cu valul 4, valul 5 și dacă se intervine prin cortizon sau imunomodulatoare, putem risca să favorizăm
o recidivă a COVID-ului. Alte întrebări, dacă sunt? Există o contraindicație legată de vaccinare într-o anumită stadialitate a unei suferințe pulmonare? Există o contraindicație pentru perioada post-COVID, în contextul în care putem să spunem că leziunile de tip geam mat, sticlă mată, se prelungesc și după ce pacientul pleacă din spital într-un fel considerat, să zicem, vindecat? Claudia? Cred că am insistat asupra faptului că vaccinarea nu este contraindicată în nicio boală respiratorie cronică, tratată sau nu cu tratamente imunosupresoare de tip cortizonic sau de tip imunomodulator. Singura problemă la acești pacienți, în special cei care au tratamente cortizonice sistemice și cei care au tratamente imunosupresoare, imunomodulatorii, este că răspunsul imun s-ar putea să fie redus la acești pacienți și să nu ofere o protecție suficient de mare cum se întâmplă la individul fără un tratament imunosupresor sau fără o imunosupresie dată de altceva. De aceea aș zice că vaccinarea anti-SARS-CoV-2 nu are decât o singură contraindicație și anume șocul anafilactic dovedit la acest vaccin sau la la substanța care este condiționată odată cu vaccinul. În rest nu există nicio altă contraindicație. Este problema noastră de zi cu zi, pentru că vin pacienți care au boli severe și care spun că le-a fost frică să-și administreze vaccinul pentru că au boli cronice, boli severe. Din contră, acești pacienți sunt cu atât mai indicați în a efectua vaccinarea anti-SARS-CoV-2 pentru că ei sunt cei vulnerabili, care au riscul de a contacta mai repede infecția și riscul de a face forme severe de COVID-19. Da, dacă pot să adaug, cred că mai trebuie privit și altfel această dezbatere legată de vaccin. Toate bolile despre care noi am vorbit, sau familiile de boli, au niște comorbidități. Comorbiditățile nu fac altceva decât încarcă bagajul letal al pacientului. Ori vaccinarea, în contextul ăsta, pacientul are două variante. Poate să fie sigur prin vaccinare acum sau să lase timpul să lucreze în defavoarea lui cu risc de deces în timp, ceea ce sigur că nu are echivalențe și nici nu este de dorit. De aceea, fiind vorba de boli cronice în general, problemele sunt pro-vaccinare. E o întrebare aici care întotdeauna vine pe buzele tuturor, mai ales acum când avem și noua tulpină și am auzit-o săptămâna asta. De ce în țări care au prevalență foarte mare a vaccinării a apărut acum valul acesta? Nemții au dat deja răspunsul. Toți cei care au fost infectați acum sunt cei care nu au făcut booster-ul și la care rapelul a avut deja mai mult de 6 luni, ori și chiar cei care au făcut rapelul, companiile producătoare de vaccin, au sezizat că scade la 50% protecția în multe cazuri. Deci poate că acest lucru va fi un îndreptar pentru viitor, pentru o revaccinare destul de regulată, ca să zic așa, pentru viitor. Va deschide în familia vaccinurilor o nouă partitură cu vaccinul anticovid anual sau la 6 luni. Nimeni nu știe lucrul ăsta, dar e un semn de întrebare. Da, ați anticipat următoarea întrebare. Mulțumesc, era clar că o să o anticipați aceasta cu vaccinarea și numărul mare de cazuri în țările în care au o pondere a vaccinării foarte ridicată, incomparabil, dublă sau triplă față de România. Și mai este ceva care cred că e important, tot legat de țările astea. În multe țări vestice, deși rata de vaccinare a fost mare și libertatea de întâlniri a fost pe măsură. Și în momentul acela oamenii au scăpat de toate măsurile de securizare individuale.
Ori acum știm mult mai multe despre rolul protectiv al măștii. O mască într-o familie, de exemplu, e 95% protectivă. Deci expuneri, momente de expunere au fost multiple în aceste țări datorită libertăților care s-au dat renunțându-se la acea distanțare. Și o ultimă întrebare, considerați oportună evaluarea periodică a pacientului cu afectare pulmonară severă? Sigur că aceasta o spune specialistul, respectiv dumneavoastră. Era întrebarea dacă medicul de familie ar trebui să se autosesizeze în contextul acesta și pacientul să fie trimis într-un anumit interval de timp la controlele acestea periodice pulmonare și care ar trebui acestea, ce anume evaluări ar trebui făcute periodic în cazul unui pacient care a trecut prin SARS-CoV-2 și prin terapie intensivă și mulțumim lui Dumnezeu a scăpat cu viața. La ieșirea bolnavului din spital, deci la externarea lui, cei care au suferit forme severe, categoric, trebuie înștiințați prin biletul de ieșire, cât și bolnavul personal, ca să vină periodic pentru analiza evoluției. Ce înseamnă asta? Înseamnă la 3 luni, la 6 luni sau oricând se precipită un fenomen acut, sever. Deci, pe de o parte, este vocea clinicii, da? Bolnavul are dispneie, are tuse și așa mai departe. Al doilea este vocea laboratorului, în care se conservă, observăm un plafon inflamator înalt. Al treilea sunt datele funcționale. Bolnavul, factorul de transfer, mai puțin spirometria, ne arată că există probleme. La acești, al patrulea lucru, la bolnavii care au avut și au comorbidități. Acest pachet clinic, funcțional, biologic, anamnestic, comorbiditățile respective, vor selecta care grup de bolnavi obligator trebuie chemați la inventarul periodic. Că medicul de familie trebuie să cunoască lucrul ăsta și să îndrume bolnavul categoric. Pe biletul de ieșire se menționează acest lucru, să fie trimis la examenul periodic. Ce înseamnă? La 3 luni de zile sau la 6 luni de zile, bolnavul trebuie să efectueze, da, din nou analiza biologică, da, analiza situației clinice și, evident, o tomografie computerizate. Pun o virgulă și spun, dar dacă apar fenomene acute, da, care nu au fost și se dezvoltă în perioada post-COVID, cum ar veni, atunci neapărat bolnavul trebuie să revină. Mulțumim foarte mult, domnule profesor Mihălțan, o concluzie succintă a acestei extraordinar de interesante mese rotunde. Înainte de concluzie, vreau să mai provoc colegii, pentru că e o oportunitate unică, suntem numai pneumologi aici și noi suntem activi și în faza de acut, dar acum suntem confruntați cu post-COVID-ul, care vine în plenitudinea forțelor. Chiar am senzația că față de valul anterior, serviciile s-au umplut mult mai repede de complicațiile post-COVID. Și amintea domnul profesor Voicu Tudorache de problemele corticoterapiei și ce observ eu acum în faza asta și de-aia vreau să-i rog pe colegi să comenteze, această corticoterapie cu dublu sens. Sunt forme foarte severe de pneumonii care merg sigur spre fibroză, unde nu avem multe alternative, că toate sunt în studii de fază 3, sau sunt relatările următoare. Pacient care mergea bine și era pe corticoterapie se întrerupe și după aia este intubat și merge totul spectaculos, între ghilimele. Care este părerea
voastră legată de această corticoterapie. Știu sigur că la capitolul patogenie se spune că e o încărcătură virală pe care o păstrează prelungit. Experiențele cu SARS, cu SARS și cu MERS anterioare au fost pe loturi mici, dar totuși pacientul este cel care cere imperios un tratament și de multe ori e decepționat de lipsa de indicații de tratament pe care le avem. Vreau să am o părere de a voastră din punctul ăsta de vedere și o să încep cu Claudia, fiind reprezentanta sexului feminin aici între noi, are prioritatea. Mulțumesc! E o întrebare foarte interesantă și de fapt este o problemă pe care ne-o punem de peste un an de zile. Și anume pacienții care vin după ce s-au externat din serviciul de COVID și care vin fie direct din serviciul de COVID, direct în serviciul de pneumologie non-COVID, fie că merg acasă și se reîntorc după 2-3 săptămâni cu agravarea dispneei sau cu insuficiență respiratorie manifestă. Noi personal am administrat cortizonice acestor pacienți cu rezultate, eu aș zice, foarte bune din punct de vedere clinic, o ameliorare rapidă a simptomelor clinice, o scădere mai rapidă a amplorii leziunilor pe tomografia computerizată și o îmbunătățire a factorului de transfer la proba respiratorie complexă. Este adevărat că încercăm ca dozele de cortizon să fie unele medii mici, iar durata tratamentului să fie redusă în timp, cum a spus și domnul profesor Voicu Tudorache, mergând până la 4-6 săptămâni. Niciodată nu depășim nivelul de 6 săptămâni, pentru că este riscul de a face complicații legate de corticoterapia sistemică. Nu știu ce experiență aveți la Timișoara. Noi avem, cred că, peste 100 de pacienți care au fost tratați cortizonic și monitorizați și un lot de pacienți care nu a primit cortizon. Încă nu am făcut analiza la 9 luni și la un an de zile de la inițierea corticoterapiei, dar urmează să lucrăm la acest lucru. Da, domnul profesor. Da, agrez și eu cu ceea ce a spus Claudia. Studiile arată că se poate prelungi doar la cei, adică peste 6 săptămâni, la cei la care persistă un ground, o sticlă mată și la care factorul de transfer rămâne coborât. Da? La ăștia se recomandă să se ducă corticoterapia în dozele care le-ați menționat, doze mici, moderate, peste 6 săptămâni. Să spunem că ai oprit-o, da? După 8 săptămâni ai oprit-o, are un interval, știu eu, de o săptămână, două, o lună de zile și din nou îi apar fenomenele. Atunci, numărul 1 ce îți apare este, e vorba de ceva legat de COVID sau a survenit un alt eveniment, cardiac, pneumonie și așa mai departe. Dacă spunem că credem că este legat tot de COVID și n-a fost o pneumonie comunitară obișnuită, un eveniment trombotic și așa mai departe, atunci, cum ați spus și dumneavoastră, reiau această corticoterapie, că în fond mă interesează situația bolnavului, dacă o pot îmbunătăți. Da? Și atunci reiau și eu în doze moderate corticoterapia și văd cum răspunde la ea. Mulțumesc! Da, mulțumesc pentru comentarii. Sigur că ne apropiem de sfârșitul acestei mese rotunde. Pentru mine sunt foarte multe lecții care le-am învățat și care cred că sunt transmisibile pacienților din categoriile acestei patologii respiratorii. Primul lucru, cei care se află pe tratament că sunt cu tulburări respiratorii în timpul somnului sau cu pneumopatii interstițiale, trebuie să-și continue tratamentul, să nu întrerupă tratamentul. Vaccinarea, cuvânt de ordine, care va rămâne valabil, indiferent că va veni tulpina sud-africană sau ne confruntăm cu astea locale. Trei, post-COVID-ul e un alt univers. Noi, pneumologii, aici avem un avantaj, pentru că 70% se pare din complicațiile post-COVID ne aparțin. E un avantaj fragil, e adevărat, dar pe care îl putem specula foarte bine prin învățăminte în timp din cele patru valuri și care
vor dovedi pe viitor un algoritm, vor scoate la suprafață un algoritm și de prognostic, dar un algoritm de pre-screening pentru a evita aceste complicații la distanță. Cred că a fost o masă rotundă utilă și cu un punct de vedere foarte din partea colegilor pneumologi, cărora le mulțumesc pentru implicare, mulțumesc și organizatorilor și Academiei de Științe Medicale pentru oportunitatea pe care ne-au acordat-o să facem această discuție în extenso într-o categorie de pacienți și de boli prevalente. Rămâne însă poarta deschisă pentru o multitudine de alte afecțiuni care tot așa se confruntă cu COVID și au probleme de monitorizare și diagnostic. Mulțumesc și doamnei Elvira Gheorghiță și celor care ne-au asigurat partea tehnică. Și vă spun tuturor numai bine și să ne vedem cu bine față în față. Da, Elvira. Așa este, să ne vedem cu bine în 2022 și să fie mai puțină suferință. Să sperăm că vom face față a tot ceea ce urmează, adică dumneavoastră, de fapt, pentru că sunteți în linia întâi. Mulțumim, deci, domnului profesor dr. Florin Mihălțan, membru titular al Academiei de Științe Medicale, șef secției Institutului de Pneumofiziologie Marius Nasta, cadru didactic universitar. Mulțumim, doamnei profesor dr. Ruxandra Ulmeanu, Facultatea de Farmacie, Medicină și Farmacie, Universitatea Oradea, medic, șef laborator endoscopie bronșică, Institutul Marius Nasta. Mulțumim de asemenea doamnei conferențiar dr. Claudia Toma, UMF Carol Davila, șef secție Institutul de Pneumofiziologie Marius Nasta și în ultimul rând mulțumim mult domnului profesor dr. Voicu Tudorache, Clinica de Pneumologie UMF Timișoara. Într-adevăr, este o lecție extraordinară, iar dumneavoastră astăzi ați explicat atât pentru medici cât și pentru pacienți cât de importantă este vaccinarea, prevenția, tratamentul de specialitate pentru boală și postboală. Mulțumesc foarte mult și vă doresc un an bun cu sănătate și anul viitor să fie mai bun și cu multe rezultate importante pentru pacienții dumneavoastră. Vreau să anunț de asemenea că următoarea masă rotundă a Academiei de Științe Medicale va fi în data de 10 decembrie. Atunci coordonator științific va fi domnul profesor dr. Codruț Sarafoleanu, pentru că masa rotundă aparține oreliștilor de această dată, dar tot în aceeași zi, în premieră absolută, biroul executiv al Academiei de Științe Medicale va avea o altă conferință, de această dată organizată de Societatea Română de Alergologie și Imunologie Clinică, coordonator științific, doamna profesor dr. Carmen Banu Panaitescu, președintele Societății Române de Alergologie. Până atunci, tuturor, sănătate și numai bine, vă mulțumim mult! Sănătate! Mulțumim, numai bine!